10 septembrie 2010 este ultima zi în care se mai primesc cererile. Potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cererea de acord prealabil pentru finanțarea prin rambursare se depune pentru anul următor, în luna decembrie a anului în curs. Prin excepție, pentru anul 2010, cererea se depune o singură dată în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului, sau în intervalul 9 august-10 septembrie 2010 inclusiv. Astfel, producătorii agricoli care nu au depus cererea de acord prealabil în prima etapă, respectiv până la 28 iunie 2010, pot depune cererea la centrele județene ale APIA până la data de 10 septembrie 2010. După obținerea acordului prealabil emis de către APIA în limita plafonului prevăzut de hotărârea de guvern, beneficiarii trebuie să depună la centrele județene o cerere trimestrială pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenței de acciză. Cererea se depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea și este însoțită de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate în trimestrul respectiv. În prima perioadă de depunere a cererilor de solicitare a acordului prealabil pentru motorina cu acciză redusă a fost depus un număr total de 9.463 de cereri pentru o cantitate de peste 314 milioane de litri de motorină.